Tinerii devin tot mai activi pe piața muncii. Cei care au între 18 și 24 de ani caută joburi în vânzări, marketing, finanțe sau IT. De asemenea, 40% dintre ei au declarat că primul job nu a fost în domeniul pe care l-au studiat. Cel puțin asta arată datele celui mai recent sondaj de pe o platformă de recrutare. Mai mult, 64% dintre ei au considerat că salariul este mult prea mic pentru nivelul lor de experiență. Noua generație de candidați începe să ocupe o parte tot mai mare din volumul total de angajați, și astfel își fac simțit tot mai mult impactul. Ei evoluează foarte rapid și au încredere mult mai mare în propriile instincte și valori, motiv pentru care mulți dintre ei nu ajung să lucreze în domeniul studiat dacă ofertele și condițiile nu le sunt pe plac, a declarat Ana Vișan, marketing manager platformă de recrutare. De asemenea, 52% dintre tineri consideră că mediul de lucru este unul stresant pentru ei. 34% consideră că șefii au așteptări prea mari, iar 27% spun că volumul de muncă este substanțial. Cei mai mulți dintre ei și-au propus să rămână la primul job între 1 și 2 ani pentru a căpăta experiență. însă, dacă întâmpină nemulțumiri, 31% vor încerca să se adapteze, iar 11% își vor da demisia. Vedem totodată cât de mult s-au schimbat așteptările privind viața profesională de la o generație la alta, și anticipăm schimbări semnificative în modelul actual de muncă, ca urmare a evoluției gen Z pe piața muncii, a declarat aceeași Ana Vișan, marketing manager platformă de recrutare. Lipsa pregătirii profesionale și nevoia de a aloca resurse mai mari formărilor sunt doar două dintre provocările care îi așteaptă pe angajatori. Există însă și avantaje. Dorința și energia pentru a învăța lucruri noi și impactul pozitiv asupra colegilor privind actualele tendințe tehnologice. Aproape 2000 de persoane au participat la sondaj. 55% dintre acestea sunt angajați cu vârstă de până în 25 de ani.